Binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, haideți să continuăm așa ca și gospodarul acela înțelept, descris de Domnul în Matei 13, să scoatem lucruri vechi și lucruri noi, sau lucruri noi și lucruri vechi, privind în această zi la cele două legi. Legea Vechiului Testament și respectiv legea Noului Testament. Legea, în prim plan, cea a Vechiului Testament și a Vechiului Legământ, este descrisă pe larg în Scripturi, ea are principii foarte clar delimitate, care exprimă caracterul și voia lui Dumnezeu și totodată arată diferite norme metodologice, cultice. Pentru că, de exemplu, atunci când Dumnezeu a zis să nu iei în deșert numele Său, să nu vorbești într-un mod nepotrivit, aceasta este valabil pentru toată veșnicia. Dar când a cerut să se aducă viței ca jerfe, aceasta n-a fost plăcerea lui, aceasta a fost doar o normă cultică, până urma oamenii să învețe voia și adevărul lui Dumnezeu. De aceea zice Dumnezeu mai târziu un profet, ce-mi trebuie mie viței voștre? Nu-mi plac astea. Totuși, ceea ce avem noi în Vechiul Testament, putem să spunem pe scurt și voi citi din Deuteronom capitolul 6, este un cuvânt care exprimă ceea ce a vrut Dumnezeu să înțeleagă și să facă oamenii, în esență și în special pentru vremea aceea. Deuteronom 6, de la versetul 1, iată cuvintele lui Moise. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau astăzi și să ai zile multe. Deci a fost un set imens de legi enumerate. Eu personal nu le-am socotit. Se spune că sunt 613. Dar evreii erau datori să le cunoască cu lux de amănunte și în funcție de zile și de starea lor să le respecte. Legea Vechiului Testament și legea Noului Testament se leagă între ele. Așa au fost rânduite de Dumnezeu. Una fără cealaltă nu poate fi înțeleasă. De exemplu, cum am înțelege de ce s-a jertfit Domnul Hristos dacă n-am avea cerințele Vechiului Testament, care arătau foarte clar că păcatul necesită un sacrificiu în vederea iertării lui. Dacă n-ar fi Noul Testament, cum am putea înțelege toate făgăduințele acelea care arătau spre ceva care va să vină și să desăvârșească lucrarea mântuirii? Toate acestea se exprimă, se dezvăluie în Domnul Hristos și în mântuirea adusă de El. Iată ce scrie în Galaten, capitolul 3, să citim câteva versete care ne arată legătura și ordinea dintre legea din Vechiul și respectiv Noul Testament. Galaten 3, citeți de la versetul 23. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Și acum explicația, ascultați. Astfel legea ne-a fost un îndrumător sau un pedagog spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Deci, ea a fost necesară, a pregătit lucrurile pentru venirea Domnului Hristos și a lucrării sale, dar de îndată ce Domnul Hristos a venit, cele vechi își încetează funcțiunea. Poate va spune cineva, dacă și-au încetat funcțiunea,
Acea chestie să ne mai învățăm. Noi le învățăm pe scurt, nu intrăm în detalii, nu o să facem demonstrații în fața dumneavoastră cum trebuia jupuiat vițelul și ce trebuie ars și ce nu trebuie ars. Doar ca să înțelegem mai bine ceea ce a făcut Domnul Hristos, să putem prețui și să pricepem mai clar ce avem de făcut noi în Noul Testament. Așa că asupra Vechiului Testament ne vom opri doar secvențial, punctând câteva aspecte și vom încerca să înțelegem în mod aplicativ, aprofundând ceea ce ne arată nouă legea Noului Testament pe care trebuie să o împlinim. De altfel, legea Vechiului Testament a fost dată ca o necesitate pentru a comunica, pentru a afirma ceea ce Dumnezeu avea în plan, ceea ce Dumnezeu voia să comunice omului. Iată ce vă citesc din Romani, din cuvintele scrise de Apostolul Pavel, 5:13 mai întâi. Știți că legea a fost dată de-abia după aproximativ 2500 de ani de istorie, de la Adam până la lege. Ulterior, ea a avut un mandat de 1500 de ani. Și de atunci încoace, încă 2000 de ani. 5:13. Căci înainte de lege, păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Deci Dumnezeu tot era indignat pe oamenii care păcătuiau și tot îi consemna ca vinovați. Dar să dau un exemplu. Dacă n-ar fi lege în domeniul circulației, s-ar tampona două mașini, ar rezulta și victime. Nu-i nimeni vinovat că nu-i lege? Este vinovat. Mortul e dovada cea mai clară și mașina tamponată că oamenii sunt vinovați. Dar dacă nu-i lege, cine-i de vină? Cât e de gravă vinovăția? Ce pedeapsă să-i dea? A venit legea ca să lămurească lucrurile și să arate gravitatea problemelor, să explice oamenilor. Citim tot din Romani, capitolul 7. De la versetul 7. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Deci iată că păcatul se explică. Știm, asta e păcat, asta nu e păcat. Nu ne mai dăm noi cu părerea, ci Dumnezeu a lămurit lucrurile într-un mod care să permită oamenilor să înțeleagă. Și mai adaug cele scrise în Galateni 3:19, unde avem o referință foarte clară, pagina 1141. Atunci, pentru ce este legea, întreabă apostolul? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege. Observați că și în viața noastră socială, când se comit prea multe vinovății într-un anumit domeniu, oamenii recurg acolo și pun o lege. De exemplu, sunt intersecții unde n-au făcut sens generatorul sau n-au pus semafoare până n-au murit câțiva oameni. Și au zis, aici trebuie făcut ceva. Ceva de genul acesta a fost nevoit Dumnezeu și El să acționeze, să lămurească lucrurile, să pună afișe. Legea stipula foarte clar ceea ce este păcat și cât de grav este acel păcat. În Vechiul Testament avem prezentată legea în esența ei. Deschidem la Deuteronom 5, mai întâi cele 10 porunci. Iată ce scrie aici, de la versetul 1. Moise a chemat pe tot Israelul și le-a zis, ascultă Israele, legile și poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru, învățați-le și împliniți-le cu scumpătate.
Și în continuare sunt enumerate poruncile, nu le citim, noi le știm. Aceasta este, era legea de bază, decalogul. Astea au fost scrise cu mâna lui Dumnezeu. Știți că Moise, în mânia lui pentru ceea ce a făcut poporul, le-a spart și Dumnezeu le-a scris din nou, deci erau foarte importante. Și cei care au avut ocazia să le vadă, a spune Moise și preoții care intrau în Sfânta Sfintelor, se uitau ca la cea mai specială gravură. Poporul le-a avut și el scrise pe o grămadă de pietre care erau tencuite cu var. Acolo era scrisă legea, era citită la 7 ani și oamenii le aveau scrise pe haine, pe pereți, pe ușorii ușii, ca să le intre în minte și să le știe pentru a le împlini. Dar termenul acesta de lege, aici avem nevoie să ne lămurim, se referă uneori la toate legile, nu doar la cele 10 porunci. Au fost multe alte legi. Mai dau doar câteva versete ca să observați că și alte norme ceremoniale cultice erau numite legi. Să citim în Levitic 7, de exemplu, versetele 37 și 38. Aici sunt enumerate jertfele cu toate normele lor și scrie în final astfel. Levitic 7 cu 37. Aceasta este legea, sau dacă vreți, stasul, metodologia arderii de tot și le enumeră pe celelalte. Existau și altfel de legi, mai citesc doar despre una, Numeri capitolul 5. Una de care nu-i nevoie în familie, numai la oamenii care sunt geloși. Numeri 5, versetul 29, exista o procedură. Altfel, imaginați-vă, venea un om gelos la preot și nu știa ce să facă. Să-i divorțeze, să nu-i divorțeze, e vinovat, nu-i vinovat. Și era o reglementare legală cu ceea ce are de făcut. Numeri 5 cu 29. Aceasta este legea asupra geloziei, pentru împrejurarea când așa și așa. Și astfel existau multe alte legi. Și cu armata, și legi sanitare, și toate. Deci am putea spune în concluzie că, privind la legile Vechiului Testament, distingem legea celor 10 porunci. În al doilea rând, legi ceremoniale, care erau legate de cort, de templu, de preoți, de leviți, de jertfe, astea numai ei aveau voie să le îndeplinească. Și apoi existau celelalte legi, sanitare, alimentare, civile, militare. În încheierea expunerii despre Vechiul Testament, să reținem două idei de fond. Legea Vechiului Testament a fost minunată, dreaptă, ea venea de la Dumnezeu, era sfântă. Dar modalitățile ei de respectare erau numai simbolice. Deci oamenii n-au împlinit-o și respectarea ei a fost numai ceremonială. Pentru aceasta ne lămurim din Evrei capitolul 10. Iată ce scrie aici, la pagina 1181, citesc de la versetul 1. În adevăr, legea despre care noi vorbim, legea Vechiului Testament, care are umbra bunurilor viitoare, ne arată ceva. Nu înfățișarea adevărată a lucrurilor nu poate niciodată prin acelea jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Deci legea Vechiului Testament nu desăvârșea pe om. Nu-l făcea perfect înaintea lui Dumnezeu. Era doar o ceremonie. Aș spune eu,
Dând un exemplu, omul era bolnav. Îl ducem la doctor. Ne dăm seama că problema e gravă și medicul îl operează. Dar n-are de unde să-i pună o inimă nouă. N-are de unde să-i pună minte nouă. Și atunci îi pune una de formă, care este pompată, care este activată artificial. Dar el nu-i refăcut. Da, deodată funcționează. Tot aici este scris în continuare, citesc de versetul 2, altfel, dacă ar fi fost altfel, n-ar fi încetatele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștințe de păcate? Dar aducerea minte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurului și al țapilor să șteargă păcatele. Păstrând comparația cu spitalul, inima omului era bolnavă. Ce se făcea preotul? Opera un țap, să-i pună inima în loc, să-i mai bată o leacă, să-l mai ducă cu sângele țapului, că sângele lui era viciat, dar asta nu-l făcea pe om nou. Era doar o ceremonie simbolică de amânare a rezolvării problemei. De asemenea, citesc tot aici în versetul 11, aceeași idee, și pe când orice preot face slujbă în fiecare zi și aduce de mai multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele. Era doar o rezolvare simbolică, așa cum am spus. O a doua idee tot despre legea Vechiului Testament, ea nu schimba natura coruptă a omului, așa că cerințele legii erau potrivnice omului și omul era vândut rob păcatului. De îndată ce omul auzea ceea ce spune legea, simțea acea împotrivire, barâncă, acea ispită să facă așa cum îi se spune să nu facă. Haideți să ne lămurim asupra acestui aspect, citind din Romani capitolul 7, unde Pavel explică foarte pe larg. Și dacă nu m-ați înțelege pe mine, acum vă citesc, vă predică Pavel de data asta. Trebuie să-l înțelegeți la punctul acesta. Romani 7 cu 14. Știm în adevăr că legea e duhovnicească. Vine de la Dumnezeu, el ce a spus e bun. Dar eu sunt pământesc, vândură-o păcatului. Adică și după ce se aducea ispășire pentru om, el rămânea în aceeași condiție de adversitate față de lege. Nu-i plăcea, nu-i convenea, nu era favorabilă. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea e bună. Adică omul, când o auzea cu sinceritate, trebuia să spună, e bine cum zice Dumnezeu. Cum să nu fie corect când Dumnezeu zice să nu prea corbești? Să nu furi. Dar nici mie nu-mi place să mă fure cineva. Dar ispita era atât de puternică, aș spune, încât cu asta să nu credeți că în Vechiul Testament n-a fost niciun sfânt. Au fost, dar greșeau foarte frecvent și condiția lor nu îi ducea la o natură nouă, profund schimbată. Citim mai departe, de la versetul 18. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Adică în firea mea pământească. Pentru că cei drept am voință să fac binele, aici ne referim la sfinți, nu la toți oamenii, dar n-am puterea să-l fac. Și în Vechiul Testament, când oamenii au trăit stări înalte, au fost sfinți, ei n-au trăit prin puterea lor. A fost harul și Duhul lui Dumnezeu peste ei, ceea ce se poate întâmpla și cu noi. Dar omul în condiția lui pământească, evreul, cultivat, născut, cum zice Pavel, evreu din evrei. În ce privește legea, nu putea să ajungă decât fariseu. Să țină la ea, dar să nu poată împlini, să n-aibă gustul trăirii ei. Se condamnă apostolul aici și pe cel care este în această condiție, și zice apoi de la versetul 22, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu.
Dar văd în mădularele mele o altă lege. Asta vreau să înțelegeți, că de asta avem nevoie în explicația ce urmează. Deci în om este o altă lege, adică o stare, dacă vreți, care îl face contrar voii lui Dumnezeu. Asta se vede foarte ușor în copiii noștri. Îi învățăm să fie cuminți, să facă așa, ca să nu zic și noi cei mari, dacă nu suntem atenți. Am ascultat predica la biserică și când vine ispita, ne vine să facem exact pe dos. Știm bine, dar văd în mine o lege, recunoaște apostolul cu sinceritate, care se luptă împotriva legii primite în mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. Adică legea după care au funcționat oamenii pe tot parcursul Vechiului Testament este ce a scris aici în 8:2, partea finală. Legea păcatului și a morții. Legea îmi spunea să nu păcătuiesc și mie îmi venea să păcătuiesc. Și legea asta îmi spunea că platul păcatului e moartea. Eu eram conștient de ea și n-aveam ce face. De aceea apostolul zice, revin la versetul 24, O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și apoi zice el, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și de asta ne vom ocupa în partea a doua, la care iată că deja am ajuns. În Noul Testament avem de-a face cu o altă lege. Odată schimbată preoția, trebuia schimbată și legea, Evrei 7:12. Ce s-a modificat în Noul Testament? Ce s-a ales de legea Vechiului Testament? Poate aveți unii de-a face cu cei din Biserica Adventistă. Ce le veți spune? Haideți să citim aici în Romani, unde avem explicații date pe larg. Citim din capitolul 7, de la versetul 4. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea. Deci legea cerea o sândă pentru toți oamenii. Noi toți cei mântuiți suntem uniți în Domnul Hristos. Condamnarea legii asupra noastră a fost achitată. Unul singur a murit pentru toți. Repet expresia. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, ce bine că nu prin trupul meu, ce har că nu prin trupul dumitale, voi ați murit în ce privește legea. Legea asupra noastră și-a spus cuvântul. Moarte. Execuția a avut loc în urmă cu 2000 de ani. Cu ce scop? Ca să fiți ai altuia, adică a celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Iată încă o explicație. Căci când trăiam sufirea noastră pământească, evrei, neamurile și noi până la pocăință, patimele păcatelor atâțate de lege, cum atâțate de lege? Legea spunea să nu păcătuiești. Și ispita atunci mă bâzea mai tare. Lucrau mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dovada? Că eram vrednici de moarte. Dar acum ați fost izbăviți de lege. Cum? Prin moartea Domnului Hristos. Și suntem morți față de legea aceasta, care ne ținea robi. În ce sens robi? Ești vinovat. Și dacă ești vinovat, ești robul meu, cum a dat Domnul o pildă despre unul care nu-și plătea datoria și a zis să-l vândă pe el, nevasta lui și tot ce are, până plătește. Și nimeni n-a reușit să plătească. Întorc la capitolul 6, să înțelegem exact momentul în care am scăpat de lege. Roman 6 scrie aici de la versetul 10, fiindcă prin moartea de care a murit el, adică Domnul Hristos, a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu, tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat. Deci în momentul botezului, când am fost cufundați în apă, legea și-a primit
plata. Și Anca Iosif și fiecare a fost condamnat la moarte. Numai că moartea a fost primită de Domnul Hristos și noi doar am fost coborât simbolic în apă. Botezul este o îngropare, numai oamenii morți se îngroapă. De aceea, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie El. Până aici nu-i greu, nici de înțeles, nici de executat. Totul se primește prin credință, suntem cufundați în apă, minunea urmează. Cum putem să trăim o viață nouă după botez, ca să nu mai cădem sub incidența legii, să trăim altfel o viață nouă, să nu mai avem de-a face cu legea aceea care ne condamnă și ne duce înapoi la Sinai și la blestem. Aici este harul cel mare despre care vă citesc în Galateni, capitolul 2, versetele 19 și 20. Căci eu, prin lege, am murit față de lege. Asta cerea legea, asta s-a executat. Dar acum, după ce s-a ridicat, eu am o altă parte de viață care rămâne după botez să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu ca să nu recidivez, ci Hristos trăiește în mine. El singurul care a putut împlini legea. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și încă o dată zic să fie slăvit Domnul. Ce se modifică când omul se pocăiește ca să nu mai fie sub osânda legii? Căci iată ce scrie în Romani 8. E foarte important să înțelegem aceste lucruri pentru ca să nu trăim în stări de păcate și în același timp să nu ne condamnăm singuri sau să nu ne acuze unii, cum spuneam, despre felul în care privesc oamenii diferiți spre lege. Romani 8, citesc de la versetul 1. Acum nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Când intrăm în Hristos Iisus? În momentul botezului. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Nici o osândire. Cu condiția ca să nu trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus, asta e noua lege. În acest verset 2 aveți prezentată și legea Vechiului Testament și legea Noului Testament. Legea Vechiului Testament se numește legea păcatului și a morții. Omul a fost salvat prin ceremonii, amânată, rezolvarea lui, aș spune. Legea Noului Testament se numește legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Cum funcționează legea aceasta? Dumnezeu este același. Are aceleași cerințe ca în Vechiul Testament. Să nu furi, să nu minți, să vorbești frumos, să te închini numai Lui, să nu accepti idolatrie și așa mai departe. Cum pot fi astea împlinite în noi? Aceste legi, dar de fapt, poate mai corect este să nu le numim legi, acest caracter al lui Dumnezeu, felul lui de a fi bun, desăvârșit, sfânt, drept, adevărat, sunt aduse în mintea noastră, nu scrise pe tablă, dacă vreți, ci ne este îmbogățită mintea, este introdus aici ca un chip, a spune. Se schimbă ceva în computer, se schimbă în interiorul nostru. E rolul Duhului Sfânt care vine și se instalează în viața noastră. Spuneam noi când am vorbit despre Duhul Sfânt la una din lecțiile din lunile trecute, că grija lui a fost să scrie legea în Vechiul Testament, în mod special pe foi, pe pietre, foi ce avem noi acum, iar în Noul Testament grija lui este să o scrie în mintea noastră. Iată ce vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 3,
unde Apostolul Pavel zice de la versetul 3. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai lui, nu cu cerneală. Deci deja mai dai la om psalm și epistole și le bagi în toate buzunarele. Poți să-i atârne, ca și în Vechiul Testament. Poți să-i pui pe pereți să nu mai aibă casa zugrăvită, numai versete să fie, degeaba. Dacă în mintea lui jubilează păcatul și firea pământească, dă naștere la spini și mălăcini, de unde să aștept roadă? Acolo vine Dumnezeu și schimbă lucrurile. Ascultați ce frumos scrie, scrise aici, cu Duhul Dumnezeului cel viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Asta e slujba Duhului. Întorc pagina să ne lămurim. Iată ce scrie aici, de la versetul 7. Acum dacă slujba aducătoare de moarte, de ce de moarte? Că legea ne-a condamnat la moarte. Și săpată în pietre era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea acestea era trecătoare. Cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Care e slujba Duhului? Slujba predicatorilor, de exemplu. Ei ne predică, Duhul Sfânt ia cuvintele lor, le aduce în mintea noastră și ne scrie noua lege. Pentru că știți prea bine, când v-ați pocăit, în condiții normale, spun asta, de ce v-ați pocăit? V-a plăcut cuvântul lui Dumnezeu, v-a fost drag să-L ascultați și ați avut puterea să-L împliniți. Pentru că altfel nu se pot schimba oamenii. Numai dacă Duhul lui Dumnezeu umblă la mintea lor. Iată ce scrie și versetul 17, căci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. În mod normal, noi nu trebuie să trăim în credință fiind opriți de legi și de restricții, cum se mai întâmplă uneori la copii și la tinerii noștri și la oamenii firești. Că dacă n-ar fi opriți în adunare să nu facă unele și altele, și-ar da drumul și atunci i-am cunoaște noi cât e de firesc fiecare. Când ar fi lăsat slobod, dar Dumnezeu vrea să ne lase slobos și tot să nu facem altceva. Imaginați-vă că eu, Doamne ferește, aș predica să spun, duminică dimineața nu facem slujbă, puteți merge la meci la UTA, să ne adunăm la seara. Am vorbit și cu administratorul, îi încuiată biserica. Știți ce ar face cei care sunt călăuziți de Duhul? Ori ar merge la alte adunări, ori ar veni și ar sta pe platou. Dacă are măcina de firea pământească, s-ar putea și dacă îi spun să vină, să meargă la UTA pe deascuns. Și să spună că a fost bolnav sau că a avut alte probleme. Pentru că oamenii născuți din nou funcționează după o altă lege. Și în Vechiul Testament reiau ideea. Au fost oameni călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, cărora le plăceau lucrurile sfinte, aveau pasiune pentru Dumnezeu. Dar n-a fost o lucrare de o așa învergură cum este Noul Testament, atunci a fost numai un popor și din poporul acela puțini au fost pocăiți. Pe când în Noul Testament Dumnezeu a vrut să mântuiască o lume întreagă, atunci a trebuit să pregătească noi condiții. Deci, cu alte cuvinte, în Noul Testament nu se schimbă cerințele lui Dumnezeu, se schimbă metoda. Avem altă posibilitate să împlinim legea. De aceea, în Noul Testament nu prea mai este numită lege, că nu ne sună ca o lege. Ne sună ca ceva plăcut, ca ceva natural. De exemplu, mirii și miresele sunt întrebați dacă se iubesc. Dar este în adunare o lege să se iubească tinerii? Asta e semănat în mintea lor. De Dumnezeu prin creație. Noua creație de la al doilea Adam are semănat în minte dragoste pentru adevăr, pentru lucrurile sfinte. Să ne dea Dumnezeu harul să trăim după legea asta a Duhului de viață în Hristos. Acum să mai lămurim o problemă. Se poate ridica întrebarea, frate, dar de unde știm noi că este așa? Bancă să mai spună cineva, eu m-am pocăit și tot am mari ispite și n-am biruință. Dacă asta e numai o teorie de apostolul Pavel.
Legea Noului Testament este legea credinței. În Vechiul Testament era dovada clară dacă crezi, că îți luai vițeluțul sau mieluțul și duceai cu el la templu. Asta era dovadă că evreul credea. Nu dovada întreagă, dar era o dovadă vizibilă. În Noul Testament totul este prin credință. Ne-a fost descoperit adevărul lui Dumnezeu, tainele sfinte, dar toate trebuie crezute. Credința are un rol determinant, nu degeaba ai scris, fără credință cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, să ne apropiem de El, totul dacă crezi. Da, crezi, se întâmplă, nu crezi, nu ți se întâmplă. Iată ce frumos explică Pavel în Galateni 3 despre rolul credinței. Citesc de la versetul 9. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Iată ce diferență. Tot ce se bizuiesc pe fapte legii sunt un blestem. Deci nimeni, nici chiar în nou legământ, nu poate să aibă siguranța în faptele lui, că asta sunt faptele legii, ci în credința că Domnul Hristos a realizat ceva, că ne ajută, că va face totul pentru mântuirea noastră. Ascultați ce scrie și de la versetul 11. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin fapt, prin lege. Căci este scris, cel neprihănit prin credință va trăi. Ți se întâmplă și face o greșeală. Cum te vei comporta? Îți vei lua un canon? Sau vei crede că dacă apelezi la Domnul Hristos, avem un mare mijlocitor care are milă de slăbiciunile noastre și poți să primești grațiere prin credință. Dacă ceri și zici, Doamne, vreau în continuare să trăiesc în zilele următoare fără păcat, vreau să-ți împlinesc legea asta a Duhului de viață, trebuie să crezi că lucrul ăsta și poate deveni posibil. Și ai deja șansa, baza. Iată ce scrie mai departe tot aici. Citesc de la versetul 14. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Prin credință îl primim, prin credință trebuie să trăim în continuare. Și de pe pagina din stânga mai citesc 2:16. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Adică, în cazul acesta, credința în Domnul Iisus mi-a rezolvat trecutul și rezolvă slăbiciunile din viața mea de pocăință. De în același timp, așa mi le rezolvă, încât mă motivează să nu mai fac alte păcate. Nu mă provoacă să zic să se mulțească harul și Domnul Hristos o să ierte în continuare. Îmi dă credința că mi-a rezolvat tot ce am greșit și că pot să trăiesc în continuare fără păcat. Acesta e stilul Domnului Iisus. A zis, nu te-o sândesc, dar de acum du-te și nu mai păcătui. Citim în continuare versetul. Astfel noi am crezut în Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni, rea ideea, nu va fi socotit neprihănit. Expresia neprihănit înseamnă îndreptățit, corect înaintea lui Dumnezeu. Să nu ai nicio vină. Rămâne însă acea întrebare, da, cum putem să trăim după legea asta, chiar și cu credință? Împlinirea legii din Noul Testament este dată de călăuzirea Duhului Sfânt în adevăr. Nu suntem făcuți roboți, aci toată cheia problemei. Se spune că un principe francez a trecut prin orașul Toulouse și acolo era pregătit catafalcul să spânzure un om. Prințesa mai miloasă a zis, cere grațierea. Comisia locală a zis, dacă se plătesc cei 1000 de ducați, echivalentul pedepsei, nu-l mai omorâm. Prințul a avut 500, prințesa 300,
Alaiu am avut 197 și în total 997. Și trei ducați nu s-au găsit. Echipa care trebuia să definitiveze execuția s-a pus pe treabă. Dar respectând procedura, l-au dezbrăcat de hainele lui, l-au controlat. Averea trebuia să rămână probabil în partea statului sau a comunității locale și au găsit în buzunarele lui trei ducați. Și uite așa, cu 997, omul a fost scăpat. Ceva de genul acesta funcționează legea asta nouă și călăuzirea asta a Duhului. Duhul ne explică în minte, Duhul ți-aduce aminte, Duhul te îndeamnă ce să faci. Dar dacă tu n-asculți și nici aceia, nu doi, trei bănuți, cum am spus în pildă, nu-i dai și nu te supui, nu te poate ajuta. Faci zadarnic harul lui Dumnezeu. În Romani 8 este prezentată rezolvarea problemei, noi nu o să o dezbatem într-un mod suficient, dar vă rog acasă, mai citiți odată Romani 8. Aici, în primele două versete, se spune foarte simplu, zice, pentru noi nicio osândire, că noi nu mai trăim după fire, ci după Duh, adică nu ne mai interesează vechea lege, nu mai suntem sub jurisdicția ei, ci avem o nouă lege. De la versetul 3 începe explicația. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, adică legea Vechiului Testament se trudea să facă din mine om, dar nu putea. Că eu eram așa de rău, cum îmi zicea să fac, mie îmi venea să zic, nu fac. Sau nu pot face. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească și a rezolvat prin jertfa Domnului Hristos. Versetul 4, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Adică cerința ei de moarte s-a rezolvat și cerința ei de viață, ca să trăim după cum vrea Dumnezeu, se rezolvă de acum. Să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și totul se simplifică. Firea mă îndeamnă numai să mănânc bine, ca să nu zic și să beau bine, să râzi, să distrezi, să-ți împlinești diverse pofte, ale ochilor, ale firii, ale cărnii, și Duhul îți va spune, nu purta grijă de firea pământească, post, te va îndemna în minte, du-te la rugăciune, iartă, rabdă. Doar aceste îndemnuri trebuie respectate. Fără respectarea lor, poți să vorbești în limbi o zi și o noapte și ziua următoare să te îndemne Duhul, nu te du acolo. Cum spuneam unei tineri, dacă vrei să scap, plângea ea și zicea, vreau să scap de televizor. Duhul nu o să te îndemne, nu te uita, Duhul o să te îndemne ca în Psalmul 1, nu te du acolo. Este mult mai simplu. Nu o să te îndemne în fața unei femei stricate, tu să-ți faci rugăciunile, să nu te lase Domnul în ispită. Nu, te va sfătui să nu te duci și să fugi de locul acela. Adică Duhul ne va călăuzi în tot adevărul și în bune condiții o să ne desfășurăm viața. Nu știu care vă este modul cel mai ușor de călăuzire. Când citiți în Biblie sunteți îndemnați. Poate când vă rugați, vă vine în minte ce să faceți. Dumnezeu uneori ne mai ajută prin vise. Sau chiar așa instantaneu, în mintea noastră apare un sfat, așa un îndemn, sau cel de lângă noi ne îndeamnă. Dar să mai citesc de aceea încă de la versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Adică ei se preocupă doar de muncă, de hrană ce ai toate zile, lucrurile firii pământești. Li se pare că îndelenicirea cu lucrurile sfinte, să stai, să citești, să te rogi, nu dă randament. Dă randament spiritual și nici firește, pământește, material, nu o să pierzi. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului.
Adică ei caută adunarea, lucrurile sfinte. Acestea sunt ale Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Adică poate să dedice cineva lumea acesteia și să muncească, să facă, să distreze și la gata. Înainte moarte, după aceea e mormântarea, nu? Moarte. Nu contează cum e mormântarea. Moartea-i finalul. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, adică acea împlinire, relație bună între noi și Dumnezeu. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Deci noi ne punem în conflict cu Dumnezeu în prima fază, nu când păcătuim, ci când ascultăm îndemnul Duhului. De aceea e scris să nu întristați pe Duhul Sfânt care ați fost pecetluiți. Căci firea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, să nu încerce cineva să fie pocăit dacă nu respectă condițiile pocăinței. M-au zis pe câte unii spunând, avem libertate să facem și asta și pe cealaltă. Citeam recent că un evanghelist a luat un grup de tineri și a vrut să meargă să facă evanghelizare pe plajele din Florida. Și s-a gândit el, băi, o să-i scape tinerii ăștia de numai de evanghelizare, nu o să le ardă acolo, o să ia spuce ispita. Și atunci, cu ce s-ai hotărât să îi orienteze, a zis așa, spre evanghelizare? A făcut o cruce masivă din lemn și trebuia să o ducă cu ei. Au dus-o în autocar, când au debarcat pe plajă, s-o pun acolo la vedere, chipurile crucea aceea mare, să-i ajute să înțeleagă că ei trebuie să stea cu poftele răstignite și să nu scape ochii, să se uite pe plajă și să caute numai oameni să le vestească Evanghelia. Astea numai gâdile firea pământească, spune Scriptura astfel de îndemnuri. Dacă nu respectăm cele cu adevărat curate ale Duhului Dumnezeu, care ne va îndemna cu adevărat cum să ne ferim de păcat, să ne păzim de ceea ce este rău. Dumnezeu să se îndure de noi și să ne dea izbândă. Și închei cu două idei privind și spre legile Vechiului și ale Noului Testament. Legea, cea din Vechiul, de pe Sinai, ea a avut un mandat limitat, ca tot Vechiul Legământ, dar a fost necesară. Ea nu și-a atins scopul prin sine. Legea n-a făcut de săvârșit nimic și pe nimeni. Dar ea, în corelarea ei cu noul legământ în Domnul Hristos, și-a atins scopul. De aceea, Vechiul și Noul Testament sunt foarte bine legate. Ascultați ce scrie în Roman 3, ca să vedeți împlinirea ei în ceea ce gândim de la versetul 19. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin fapte legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Dacă n-ar fi fost legea, i-ar fi putut spune unii oameni la Dumnezeu, dar nu te înțeleg de ce a trebuit să moară Domnul Hristos. Ar putea să ne rezolvi mai ieftin mântuirea, nu? Citim și versetul 22, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Hristos Iisus pentru toți și peste toți cei care cred în El, nu este nicio deosebire. De aceea este scris și în alte referințe Noul Testament, nu-i nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, nici bărbat, nici femeie. Toți au dreptul acelui singur har al mântuirii prin Domnul Hristos. Și ceea ce este mai important, rețineți, legea Noului Testament, legea credinței, a acționat și înainte de lege. Credința vine de la Avram, făgăduințele au fost date lui și în Vechiul Testament credința era necesară,
dar nu era dezvoltată. Era foarte mărginită, lucrurile erau arătate numai în parte, însă acum a venit plinătatea. De aceea legea Noului Testament are harul realizării mântuirii, rețineți expresia, desăvârșite. În Vechiul Testament s-au făcut reparații, simbolisme, ceremonii. Noul Testament, noul legământ, noua lege face omul desăvârșit. Nu degeaba e scris în Noul Testament atât de des. Și zicea Pavel, vă citesc din Coloseni, capitolul 1, de la versetul 28, pe el, adică pe Domnul Hristos, să-l propăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciune, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. În ultima vreme am fost cercetat eu însumi de un nivel de desăvârșire pe care îl cere Dumnezeu, în primul rând de la noi, de la lucrători, dar în definitiv de la oricare dintre dumneavoastră. Și aș vrea și cu ocazia lecției acesteia să înțelegeți că Dumnezeu ne-a creat noi condiții în Noul Testament, dar a ridicat și ștacheta. Pentru evreu era suficient să creadă că ducând jertfa aceea, Dumnezeu rezolvă problema. Pentru noi se cere mai mult. Nouă ne pretinde Dumnezeu desăvârșirea. Căutați cu concordanță și vedeți de câte ori accentuează Noul Testament expresia desăvârșit. Asta n-a introdus-o Pavel, Domnul Iisus a spus, voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru, și face diferența clară ce s-a zis și lor din vechime, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Îl pocnea înapoi și era liniștit, a împlinit legea. În Noul Testament, ce-o dă pe una, trebuie să-i spui, vezi că ai notă de plată pe amândouă. Că asta e desăvârșirea. Ei, ce frumos până acum când ne gândirem, ce har pe noi, avem condiții să trăim, nu? Da, dar cum? Un nivel foarte înalt, sfințenia lui Dumnezeu ne este cerută. Iată ce vă citesc din Evrei, de la capitolul 7, unde ni se spune că Noul Testament face lucrurile desăvârșite. E drept că se vor desăvârși în definitiv la venirea Domnului. Dar sunt cerințe pentru acum, eu pe asta insist. Și în același timp vreau să sesizăm și ideea că vom fi ca El. Cum eu, supărăciosul, eu gelosul, eu certărețul ca El când? Așa peste noapte. Mă culc supărat cu nevasta, vine răpirea și dimineață mă strâng în brațe pe Domnul Iisus, că dacă mă pune să îmbrățișez nevasta, spui că am fost supărat de-aseară. Desăvârșire. Evrei 7, citesc de la versetul 19. Căci legea n-a făcut nimic desăvârșit. Și pe de alta, se pun în loc o nădejde mai bună prin care să ne apropiem de Dumnezeu. Versetul 25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Făcând comparația cu Vechiul Testament, noi beneficiem oarecum de condiția lui Moise să stai în intimitate cu Domnul, de condiția preoților să stai în templu. Dar cum să stai în templu? Ca înaintea lui Dumnezeu. Poporul își permitea. Preotul nu își putea permite orice. Și în 10 cu 14 este aceeași idee, că printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Da, când un om se botează, e sfințit. Dar e sfințit, sfințit. Nu are niciun păcat activ. Dar zice Pavel,
Așa și începe el epistola întâia către Corinteni, că este cei sfinți chemați să fie sfinți. Nu-i mare lucru să îmbraci rochea de mireasă cu bucuria că n-ai îmbrăcat-o niciodată. Dar știi ce ar fi greu? Să stai toată viața îmbrăcată cu rochea de mireasă să nu o murdărești. Nu-i mare lucru să-i spui soției că o iubești. Minunea cea mare este o viață întreagă să rămâi fidel. Pentru că nunta n-a fost când ne-am botezat, aș spune. Nunta e când va veni Domnul după noi. Așadar, ne rugăm Domnului să ne ajute. Să înțelegem că ceea ce a cerut Dumnezeu în Vechiul Testament și s-a rezolvat doar așa cu jertfe, este ceea ce în Noul Testament, prin ajutorul Duhului Dumnezeu care vine în noi, se împlinește. Asta e făgăduința. Faceți legătura lecției noastre în seara asta cu ce spunea Domnul. Vine făgăduința Tatălui. Adică Dumnezeu a știut că fără Duhul Sfânt nu se poate rezolva problema. Era o reeditare a Vechiului Testament. Dacă nu da așa, cu Duhul Sfânt, problema e rezolvată. Duhul Sfânt stă în biserică, e treaba lui, e opera lui, numai trebuie ascultat. După cum atunci când era Domnul Iisus pe pământ trebuia ascultat în totul, cu atât mai mult trebuie ascultat Duhul Sfânt în toate acțiunile Lui. El își va termina treaba când ne înviază și ne schimbă trupurile. Atunci Duhul Sfânt ne dă numărați la Tatăl și la Domnul Iisus. Cum a zis Domnul Iisus, i-am păstrat pe toți, numai fiul pierzării s-a pierdut. Să ne ajute Domnul, noi care dorim desăvârșirea, nu că am și ajuns desăvârșiți, dar facem un singur lucru, alergăm, da? Sau mai stăm în loc, mai avem de lămurit ceva cu careva, nu? Alergăm spre țintă. Doamne, ajută-ne, amin.